Am primit jucării noi, pe care le-am dorit de mult și astăzi am să vă arăt cum se lucrează cu ele. Sunt pigmenți pe bază de alcool, cerneală practic, pe care am tot avut-o sub formă de carioci sau sticluțe, însă erau prea stridente, erau culori prea tari, prea copilărești. Eu însă mi le-am dorit fine, culori cu care să pot crea o magie pe unghiuțe, să pot crea o marmură profundă, combinând-o cu diferite texturi sau sclipici, să nu obosesc, să urmăresc, să mă uit la ea și să văd mereu altceva. Vă voi arăta exact cum realizez marmura puțin mai târziu, după ce vă prezint aceste culori superbe. Numărul 1 este un maro frumos, numărul 2 este un galben muștar și cu aceste două culori se poate realiza o piatră naturală spectaculoasă. Aceste culori merg aplicate în special pe fundaluri deschise, însă am și alb, argintiu și auriu care se pot aplica și pe culori închise. Numărul 3 este un mauve rosé, la fel potolit, nu strident. Veți vedea în continuare ce lucrări superbe se pot realiza cu aceste culori. Și cât de puțină culoare îi trebuie ochiului să perceapă o schimbare de nuanță, să citească atmosfera pe care vreți să o redați. Dacă doriți o culoare mai intensă, repetați aceeași mișcare pe același loc de mai multe ori. Datorită alcoolului, cerneala se mișcă mereu, creând modele mereu noi. Datorită faptului că culorile nu sunt foarte intense, nu aveți nevoie suplimentar de pensule sau alcool pentru a le dilua. Este suficient să repetați mișcarea. Să vă treceți încă o dată pentru a schimba modelul. Numărul 4 este un gri cu nuanțe de mov albastru. Numărul 5 este un verde. Nu un verde neon, nu un verde strident, cum îl observăm în carioci. Este un verde natural pe care îl puteți vedea în mai multe tipuri de pietre. Creând această gamă de culori, am vrut să mă apropii cât mai mult de natural. Numărul 6 este un turcoaz, deși pe etichetă arată un pic diferit. Toate aceste culori, în combinație cu negru, argintiu sau auriu, sunt suficiente pentru a crea o piatră naturală. Argintiul, auriul și albul sunt trei culori care necesită să le agitați înainte de a le folosi. Au pigmentul mai greu ce se acumulează pe fundul sticluței. Argintiul, auriul și albul vă voi prezenta pe nuanțe mai închise pentru să le puteți vedea mai bine. Le folosesc de obicei în marmură ca și fundal. Când aplicați următoarele picături de culoare, precedentele se dispersează și formează o plasă, cu marginile mai evidente. Și chiar dacă vi se pare că nu se observă argintiul sau auriul în lucrare, veți observa efectul lor după ce acoperiți unghiuțele cu top. O să vă demonstrez puțin mai târziu cum arată acești pigmenți în lucru. Următorul pigment este negru, se folosește pentru a intensifica
orice nuanță. Negrul și albul sunt cele mai intense culori din toate cele 10. Albul mi l-am dorit foarte mult pentru a crea marmură albă pe negru. Sau fum alb pe nuanțe închise. Este singura culoare la care puteți interveni cu alcool, adică chiar este nevoie pe alocuri, pentru a slăbi intensitatea culorii, a o dispersa puțin pentru că este destul de intensă. Însă o puteți face foarte ușor cu o pensulă moale înmuiată în degresant sau alcool. Însăși, procesul de creație este foarte relaxant și ideea că niciodată nu va ieși lucrarea la fel ca precedenta mă încântă mult. 6 culori de bază și 4 culori suplimentare, argintiu, auriu, alb și negru, vă ajută să creați lucrări absolut superbe, naturale, în câteva minute. În prima lucrare, voi avea fundal mat și lucios, să vedeți cum reacționează cerneala. Am aplicat folie de transfer pe bază rubber și am acoperit-o cu un alb lăptos din colecția nouă, semi-transparent. Un tips l-am degresat pur și simplu și celălalt l-am acoperit cu top mat. Voi adăuga pe parcurs mai multe nuanțe, însă cele de bază sunt un maro, un verde și argintiu. Cum am zis și înainte, abundent acoperim tipsul haotic cu argintiu. Agităm sticluța înainte pentru a dispersa pigmentul în alcool. După care aplicăm verde direct din sticluță. Dacă doriți un efect mai light, acoperim puțin. Aplicăm puțin. Dacă doriți să fie lucrarea mai intensă, repetați mișcarea. Ați văzut cum alunică pe suprafața lucioasă și se îmbibă, practic, se absorbe de către topul mat. Însă rămâne pigmentul pe suprafață, neuniform, creând un alt fel de efect, o umbră, practic, față de cel lucios. Vin cu un mov gri peste. Picăturile cad la voia sorții. Eu doar ușor mă ating de suprafață. Mă mișc de obicei pe diagonală, de sus în jos. Dacă la o mână mă mișc din stânga în dreapta, la cealaltă, respectiv, voi face din dreapta în stânga. Având folie de transfer aplicată haotic de desubt și pigmentul argintiu, oșa semi-transparentă și picăturile transparente îmi creează o întreagă poveste care, după ce aplic topul, devine și mai profundă. Puteți interveni oricât și oriunde. Important este să nu încărcați chiar toată suprafața cu pigmenți. Se observă foarte bine pe alocuri și pigmentul argintiu. Fire subțiri și haotice, ceea ce este foarte frumos. Culorile naturale și neutre fac să se combine aceste nuanțe cu orice ojă semipermanentă, cu orice culoare. Și bineînțeles că se potrivesc perfect cu colecția nouă Office de la Art Nails Boutique. Peste acești pigmenți se poate aplica top lucios din dreapta sau top mat, tipsul din stânga. Putem adăuga și niște fire de pastă argintie, ce va rămâne la suprafață, fără să mai aplicăm top peste. Pasta argintie are un efect metalic pronunțat,
și în combinație cu textura și culoarea naturală a pigmenților, arată foarte bine. Ultimul timp, modelele abstracte sunt în vogă. Și combinând mai multe tehnici și mai multe materiale, vă puteți adapta ușor cerințelor. Voi încerca să fac un model asemănător pe bază de sclipici de pigmenți, fulgi aurii și argintii, care se pot aplica pe sau fără dispersie. Eu îi voi aplica direct peste ojă. Oja de la Art Nails nu prea are strat de dispersie, e foarte slab pronunțat. Aici lucrez cu oja numărul 2 din seria Office. După ce am uscat oja, iau cu aplicatorul câțiva fulgi și îi pun direct pe unghie, apăsând pentru a-i fixa. Se lucrează mai ușor cu dispersie, sincer, însă se poate aplica și fără. După ce m-am chinuit să aplic fulgii, mai dau o dată cu oja semitransparentă albă. Usuc și mă joc în continuare cu pigmenții pe bază de alcool. Art Inks. Voi folosi culorile 1, 2, auriu și voi adăuga un pic de mov roze, culoarea numărul 3. Sclipiciul, ca de obicei, îl dau la bază, suficient de mult, se va vedea în continuare la sfârșit. După care aplic câte o culoare și mă joc cu ele. Toate produsele pe care le aplicăm sunt semi-transparente, așa că plusul la aceste lucrări este că le vedeți în profunzime, le puteți citi în adâncime și par mereu diferite ori de câte ori le priviți. Acest efect se poate obține cu orice ojă semi-transparentă. Sau, dacă nu aveți, puteți dilua culoarea albă, oja albă, de la orice brand, cu top. Diluată cu top sau bază nu iese la fel de uniformă, însă în acest tip de lucrare este chiar de dorit. Cât mai multe tipuri de texturi, de nuanțe, să nu fie stridente, să fie fine și foarte important este să nu umpleți toată lucrarea, tot tipsul cu aceeași culoare. Dacă lucrați pe diagonală, sigur nu dați greș. În aceste lucrări pe parcurs am adăugat și verde, în afară de maro și galben. Voi adăuga și un mov roze și la sfârșit o dunguliță de negru. Fiindcă nu sunt stridente aceste picături, puteți fi sigure că nu veți strica lucrarea.
Tot miracolul îl face finish-ul. Când dăm cu finish, accentuăm efectul 3D, profunzimea, adâncimea lucrării. Puteți observa că deja se vede și auriu. Tipsul din dreapta, unde n-am avut folie aurie, este foarte evident. Este sclipiciul nostru magic care apare la sfârșit. Nu-i așa că este superb? Sper să vă placă și vouă. Eu le ador.